Bună dimineața, dragilor! Astăzi am fost destul de matinală, este vineri și am reușit în cele din urmă să mă programez și eu la salon pentru păr, deoarece am tot amânat lucrul acesta, am avut diverse lucruri de făcut între timp, dar iată că astăzi este ziua programării și mergem să tundem din vârfuri întâi de toate, pentru că s-au mai tocit în aceste luni în care nu mi-a mai tuns părul și neapărat să mă vopsesc, pentru că șuvițele mele ar dacă vă amintiți de ele, au început treptat să iasă la iveală. Culoarea și-a pierdut din strălucire, părul pare destul de tern și de uscat, așa că de-abia aștept să îi redau culoarea și strălucirea. A venit și cu cheia aici lângă mine, nu știu dacă o să-l vedeți. A, gata. Salut! Nu o să fie oricum o schimbare majoră legată de tunsoare sau de nuanță. Vreau pur și simplu, v-am zis, să tund vârfurile în aceeași formă. În momentul de față părul meu se află cam la această lungime și o să luăm puțin din el, pentru că am încercat în această perioadă să nu mai pun chiar atât de multă căldură pe el și am observat că vârfurile nu se mai simt chiar atât de uscate cum se simțeau de obicei când ajungeam înainte de o astfel de programare la salon. Iar ca și culoare o să o păstrez pe aceasta de șaten închis. Bine, acum v-am zis, apar din nou șuvițele mele a rămii, reflect așa în păr și nu se mai vede clar nuanța de vopsea, dar o să mă fac aproximativ aceeași nuanță pe care mi-am făcut-o și în vară, cred, nu mai știu sigur, un șaten din acesta destul de închis, aproape de negru, dar nu este negru, pentru că am convenit cu Rox, fata care mă tunde și se ocupă per total de părul meu mereu, să las părul în pace până la nuntă, în sensul că să nu mă mai trezesc eu că vreau șuvițe sau ombre. Ideea este să nu mai pun decolorant pe el, pentru că la nuntă, anul viitor, vreau să fiu într-un șaten închis, să fie o nuanță uniformă, părul să arate bine, sănătos, să fie strălucitor, așa că Roxy mi-a promis că o astfel de nuanță și dacă vin și îl tund regulat, o să ne ducă și la un astfel de rezultat, așa că da, practic astăzi o să mă vedeți din nou cu nuanța pe care o să o am la nuntă. Iar acum, dragilor, haideți să luăm pe noi o hăinuță ceva, pentru că afară este soare, este destul de călduț la ora aceasta, dar totuși nu vreau să răcesc, așa că luăm o hăinuță, ne încălțăm, luăm geanta și plecăm la salon. La, 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 la. Dragilor, am revenit acasă și cam așa a ieșit părul. Cred că puteți să observați diferența, pentru că întâi de toate este mult mai închis. În al doilea rând este și el așa un pic aranjat, a prins din nou strălucire, nu știu cât se vede, și am scăpat, bineînțeles, de șuvițele mele a rămii. Și în momentul de față este atât de fin, atât de mătăsos, încât
O să fac un pic astăzi gestul acesta de a-mi trece mâna prin păr, dar se simte foarte, foarte fain la atingere și da, mă bucur că am fost și am rezolvat cu părul. Iar legat de tuns, am păstrat tăietura aceasta dreaptă, nu mi-am mai făcut gheruțele acelea în față, nu l-am mai tăiat în V, am rămas cu el așa drept pentru că vreau să am o linie clară, plus că în momentul în care îl prind în coadă sau ceva este altfel dacă ești tăiată în drept, pentru că se prind mai multe fire și nu există șanse să îți stea unele șuvițe așa mai rebele. Deci cam asta a fost cu salonul pe ziua de astăzi. Aștept să-mi scrieți în comentarii cum vi se pare și vouă că îmi stă cu această nuanță. V-am zis, aceasta o să rămână și pentru nuntă. Iar acum, dragilor, o să mă duc să mănânc și eu ceva pentru că este ora prânzului, mi s-a făcut foame între timp. Astăzi mai avem de dat câteva telefoane, câteva mesaje, de vorbit cu mai multe persoane, trebuie să și editez un nou videoclip pentru voi. Și pe lângă asta mai am și alte sarcini de îndeplinit, nu le mai știu sincer pe de rost, dar le-am trecut pe agenda ca de fiecare dată. Așa că haide să mâncăm, facem o cafea și ne apucăm de treabă. Girl, you should wear a name tag. Nivicious presenting. You should wear a name tag, yeah, yeah, yeah. Whoa, let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Atât eu cât și domnul Sasha, după cum puteți observa, vă salutăm acum la ceas de seară. Până la ora aceasta am terminat treburile pe ziua de astăzi, am editat, destul de repejor pot să zic, astfel că mi-a mai rămas timp și am făcut acele clătite pe care le-ați văzut și am pus în ele cele două plicuri de zahăr vanilat pentru că voiam un pic de aromă de vanilie și am pus și esența aceea de vanilie, dar nu am pus zahăr, am pus îndulcitorul acela lichid și au ieșit foarte, foarte bune. Într-adevăr, nu sunt la fel de dulci ca și cum aș fi pus zahăr normal, dar tot sunt delicioase. Nu o să-mi explodeze glicemia dacă le mănânc, așa că perfect. Aveam poftă de ceva dulce, trebuie să recunosc, așa că am zis să fac și am făcut mai multe, bineînțeles, ca să avem și pentru mâine. Le-am acoperit acolo cu o folie de staniol imediat cum le-am făcut, astfel încât se vor păstra calde și fragede și am pus în compoziție și o linguriță de ulei și să știți că secretul acesta l-am aflat de câțiva ani, ca să zic așa, și de atunci, de când îl folosesc, clătitele mele rămân pufoase și moi și următoarea zi, pentru că, de obicei, în prima zi erau perfecte și dacă le păstram și chiar dacă le țineam afară sau le puneam la frigider, să zicem, începeau efectiv să se usuce. Dar cu lingurița de ulei în compoziție, v-am zis, rămân perfecte chiar și a doua zi, așa că dacă nu ați încercat micul secret, vă recomand să o faceți pentru că, v-am zis, pe mine mă ajută de ceva timp. Și apropo de gătit și de dulciuri și de rețete pe care le tot fac eu. Am văzut comentariile voastre legate de plăcinta mea de mere
foietajul meu de mere ce a vrut să fie acolo și știți că v-am spus încă de atunci că sunt sigură că am greșit eu ceva cu acele foi pe care le-am folosit pentru prima dată, iar voi ați venit în comentarii și mi-a spus cum ar fi trebuit să procedez cu ele, așa că mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc foarte mult tuturor celor care v-ați făcut timp și mi-ați explicat cum trebuia să lucrez cu ele, chiar apreciez lucrul acesta, pentru că unde știu, vă spun, unde nu, vă las pe voi să-mi spuneți. Iar acum, dragilor, o să mă duc să fac și eu un duș, să mă demachez, mai citesc un pic și o să mă bag la somn, pentru că mă simt așa un pic obosită. Așa că, dragilor, momentan atât pentru ziua de astăzi, rămâne să ne vedem și să ne auzim mâine! Am început ziua aceasta de sâmbătă cu micul dejun și cu cafeaua, bineînțeles, cum fac de obicei. Și apoi m-am apucat de puțină ordine, puțină curățenie, am și băgat rufele la spălat, după cum ați văzut. Iar acum urmează să gătim, deja am pus oala pe aragaz. Astăzi, în principiu, nu va fi o zi cu foarte multe sarcini de făcut, dar avem câteva lucruri de făcut pentru casă, așa că, da, eu zic că o să fie bine azi. Pentru că azi am mai mult timp la dispoziție, o să gătim două feluri de mâncare ca să am cel puțin și pentru mâine. Deci, dragilor, haideți să mergem în bucătărie și să vă arăt ce preparăm azi. Primul fel de mâncare pe care vreau să-l și terminăm de făcut până la prânz este o supă de pui cu găluște. Nu am mai făcut de ceva timp, v-am mai explicat în alte daily vloguri cum fac eu supa aceasta, dar haideți să vă spun și acum pe scurt ce folosim și cum o prepar. Întâi de toate, bineînțeles, carne de pui. Eu deja am pus-o la fier pentru că v-am spus că am pus oala pe aragaz și a și dat în fiert între timp. Și o să folosesc două pulpe din acestea întregi, au cam 700-800 de grame și o să vedeți că nu le las așa, după ce fierbe carnea eu o scot și efectiv o dezosez pentru că nu ne place să avem bucăți mari de carne în ciorbă, pur și simplu preferăm că atunci când luăm lingura de ciorbă carnea deja să fie dezosată. Asta este o preferință personală atât a mea cât și a lui Paul, dar dacă vreți voi puteți să le lăsați întregi sau mă rog să le tăiați măcar pe jumătate, eu le-am pus efectiv așa întregi și îmi place foarte mult să folosesc pulpe de genul acesta când fac ciorbă de pui, supă de pui, pentru că lasă puțină grăsime, după cum puteți vedea, și astfel ciorba este foarte, foarte delicioasă și nu mai pun ulei sau altceva. Iar ca legume o să folosesc un păstârnac, morcov, ceapă și un ardei din acesta roșu gras și o să vedeți din nou că o să tai legumele mai mari pentru că v-am mai zis că atunci când fac ciorbiță de pui îmi place să tai legumele mai mari ca să le simt mai bine aroma, ca să zic așa, gustul, și o să vedeți că și bucățile de carne nu o să fie chiar foarte mici, așa că dimensiunea o să fie perfectă cu ele. Ca și condimente o să pun doar sare și puțin delicat din acesta, la final pun niște mărar din acesta uscat pentru că nu mai am verdeață proaspătă, de fapt mai am puțin pătrunjel proaspăt, dar probabil o să-l pun și pe acela, nu știu, să mai văd. Iar pentru găluște, bineînțeles, am nevoie de griș. O să folosesc cam 60 de grame de griș, un ou din acesta, puțin ulei, sare și puțină apă și o să vă arăt cum le prepar. Câteodată să știți că îmi ies, în sensul că întotdeauna îmi ies moi, ceea ce este foarte bine, dar câteodată se destramă, câteodată nu, dar oricum pe mine nu mă deranjează dacă se mai destramă din găluște, să știți. Deci, momentan, aceasta va fi prima rețetă pe care o facem astăzi. Revin mai târziu cu cea de-a doua, așa că haideți să ne apucăm să o preparăm.
ce am terminat de gătit și mi-am făcut și a doua cafea pe ziua de astăzi, am nevoie să mai iau puțină energie de undeva pentru că afară iară s-a stricat vremea, este norat, plouă, este destul de întuneric la ora aceasta, așa că încerc acum să stau în fața geamului ca să puteți să mă vedeți cât mai bine, dar cu siguranță lumina se vede destul de ciudată și la voi, așa că îmi pare rău, dar nu prea am ce să fac. După cum ați văzut, dragilor, ciorba de pui este gata, v-am zis că am și mâncat și a fost super, super bună, chiar a ieșit foarte ok și am nimerit-o acum cu această ciorbă călduță când afară este vremea aceasta, cel puțin mie îmi place să am mâncare gătită, mâncare caldă, mai ales când este vremea rece afară. Iar acum o să facem o mică pauză, în sensul că o mică pauză de la gătit, pentru că trebuie să mă ocup de noul videoclip care o să apară în seara aceasta pe YouTube și trebuie să-l așez acolo pentru voi și să-l programez, să se posteze singur la ora 7 seara. Între timp o să-mi beau și cafeaua, văd ce mai este de făcut, dacă mai am ceva de făcut pe ziua de astăzi, așa că rămâne să ne auzim mai târziu. Nou în bucătărie pentru că vreau să fac cel de-al doilea fel de mâncare. V-am zis că astăzi avem un pic mai mult timp la dispoziție, așa că zic să profităm de el și să gătim, să avem mâncare și pentru mâine. Așadar, o să mergem tot pe pui și o să fac pulpele acestea la cuptor, pur și simplu le spăl, le tai pentru că ele sunt întregi, le tai așa pe jumătate, le crestez un pic, le dau cu condimente, puțin ulei de măsline, le acopăr pentru început cu o folie de staniol la cuptor și când sunt aproape gata, le scot folia și astfel reușesc să prindă și o crustă din aceea frumoasă. Iar pe lângă pulpe, ca și garnitură, o să facem cartofi cu legume. După cum se poate observa, o să le băgăm pe toate efectiv la cuptor, să văd acum cât loc o să am în tava aceea mare de cuptor, dacă nu, mai băgăm încă una. Ideea este că întâi de toate o să pun cartofii la cuptor, îi curăț, îi spăl, îi tai așa în bucățele un pic mai mari, îi condimentez și îi pun pe ei pentru că ei se fac cel mai greu. Iar apoi o să procedez la fel cu varza aceasta de Bruxelles, pe care nu am mai încercat-o până acum. V-am mai spus eu într-un haul alimentar recent când am cumpărat-o că nu am mai mâncat și nu am mai făcut până acum varză de Bruxelles la cuptor, așa că sunt foarte curioasă să văd cum o să fie și o să o prepar în același mod în care voi prepara și ciupercile. Pe aceasta o să o pun pe toată, ciuperci cred că o să pun cam jumătate din această caserolă și o să mai pun niște morcovi. V-am zis că eu păstrez morcovul în felul acesta la frigider, că am descoperit că ține mult mai mult timp și apuc și eu astfel să-l folosesc și nu fac risipă de mâncare. Și o să tai rondele și un morcov din acesta, practic tai totul, spăl legumele foarte bine și le condimentez, la fel cu ulei de măsline, cu sare, cu piper, poate o să pun și puțin rozmarin, să văd, pe cartof sigur o să pun rozmarin, și niște pudră de usturoi. Așa că, dragilor, haideți să ne apucăm să preparăm ce avem aici, nu ne ia mult, practic, să punem totul, acum vedem cât durează la cuptor. Yeah, he sets my body in motion. He just, he knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway. Why do I need to be good all the time? Yeah, he gets when I'm in a bad mood. Then he knows how to make it alright. Yeah, I get that he got a history. But I don't wanna think about no other than us.
bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway. Why do I need to be good all the time? Nah, nah, nah. No drama, no drama, yeah. Nah, nah, nah. No drama, no drama, yeah, yeah. Nah, nah, nah. No drama, no drama, yeah. Nah, nah, nah. No drama, no drama, yeah, yeah. He's got a bad history, but what about it? Yeah, he's got a bad history, but I want him anyway. So look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. But what about it? Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway. Why do I need to be good all the time? Neața dragilor, astăzi este duminică și noi suntem puși pe cumpărături. Mai bine zis, am fost, pentru că deja ne-am întors de la magazin, mă și vedeți îmbrăcată. Am plecat direct după ce am mâncat micul dejun, nici nu m-am mai machiat, de aceea mă vedeți așa acum. Pentru că acum câteva zile, dacă vă amintiți, v-am întrebat pe Instagram la stories dacă îmi recomandați anumite aparate pentru făcut cafea, dacă îmi recomandați ce anume, ce este favoritul vostru, ce vă face vouă acasă o cafea bună, rapidă și delicioasă. Așa că vă mulțumesc tare, tare mult pentru recomandări și una dintre voi mi-a trimis aseară, dacă nu mă înșel, o ofertă ce se află acum la Kaufland. În momentul în care o să postez eu clipul acesta, probabil nu o să mai fie oferta, dar din câte am înțeles mai reapare periodic, așa că tot o să vă zic de ea. Ideea este că am fost la Kaufland special ca să profităm de oferta aceasta și da, include un aparat de cafea și o să vi-l arăt după. Și pentru că dacă tot este duminică și am zis că să fie zi de cumpărături, am fost și în Lidl, am mai făcut câteva cumpărături pentru săptămâna care urmează, așa că dragilor, haideți să mergem în bucătărie, vă arăt ce am cumpărat de la Lidl, apoi o să vă arăt ce este cu aparatul de cafea și mai vedem apoi. Ei bine, dragilor, cam acestea sunt toate cumpărăturile. În mare parte sunt cumpărătorii alimentare, în afară de pachetelul acela de șervețele pentru bucătărie. Așa că haideți să o luăm pe rând și ca de fiecare dată încep din partea stângă. Am cumpărat din nou conopidă, pentru că o să facem iar conopidă gratinată. V-am arătat toată rețeta în daily vlogul anterior, așa că dacă nu ați văzut-o și vreți să încercați ceva nou, în cazul în care nu ați făcut-o până acum, sau dacă vreți să vedeți cum am preparat-o eu, o să vă las clipul în descriere. Și am găsit kilogramul de conopidă la Lidl la reducere, la 5 lei, așa că am luat-o pe aceasta un pic mai mare, care a avut cam 2 kg. Bineînțeles, am cumpărat din nou și cartofi albi, i-am luat din nou pe aceștia pentru că sunt foarte ok, cel puțin din punctul meu de vedere. Merg ușor și să-i fierbi și să-i bagi la cuptor și în ciorbă, în supă, depinde cum vrei să-i folosești. Iar plasa aceasta are 2 kg și jumătate și costă 5 lei. Am luat și câteva mere golden, am zis să mai mâncăm și din acestea și am găsit kilogramul, din câte mi-amintesc, la 3 lei 30, deci prețul a fost super bun și am încercat să le aleg așa un pic mai verzi. Bineînțeles că dacă vorbim de fructele pe care noi le cumpărăm, avem și banane. De data aceasta le-a ales Paul și văd că le-a luat așa un pic cam coapte, adică pentru mine sunt destul de coapte, probabil unele dintre ele vor ajunge și într-o banana bread sau în niște clătite, ceva cu fulgi de ovăz. Și kilogramul de banane a rămas la Lidl tot 5,50 lei. În schimb, am găsit la reducere acest ananas pe care tot Paul l-a ales, sper să fie ok, are cam 2 kg și a fost la
3,90 lei, parcă un astfel de kilogram, așa că am zis să luăm. Nouă ne place foarte, foarte mult ananasul, mai ales acesta care este așa proaspăt și în general îl consumăm dimineața, cum v-am mai arătat eu că mănânc de obicei fructele. Am mai luat și o pungă din aceasta de morcovi, ce are un kilogram. Să știți că sunt foarte ok morcovii aceștia, i-am găsit pe la vreo 3,30 lei punga aceasta, deci prețul este decent. Arată ceva de genul acesta, sunt o grămadă înăuntru și v-am mai zis cum procedez eu cu morcovii pentru a-i face să reziste cât mai mult timp. Îi pun la frigider într-un borcan cu apă. Avem aici și o caserolă de ciuperci din acestea albe, micuțe. Am găsit-o la reducere și pe ea, la 3,90 lei, cam așa. Are 500 de grame și să vedem cum o să le folosim. Ori le băgăm într-o rețetă cu niște cartofi sau niște paste, ori o să le folosesc pentru o omletă sau mai văd eu. Ideea este că ne plac foarte mult ciupercile, așa că am luat să mai avem o caserolă. Bineînțeles, am luat și dovleac pentru copt, cât mai este toamnă și vremea aceasta mai friguță. Îmi place să bag dovleac copt la cuptor. V-am mai arătat în clipul acela cu ce mănânc eu timp de 3 zile. La fel, dacă nu l-ați văzut, o să vi-l las în descriere. V-am arătat acolo cum îl prepar și l-am luat pe acesta mai mic pentru că Paul nu prea este fan, mănâncă foarte, foarte puțin dovleac copt, așa că o să-l fac doar pentru mine. Îl bag la cuptor cu miere, cu scălțișoară, iese un desert foarte bun. Iar pentru micul dejun, pentru terciul meu de ovăz sau farfuria mea simplă cu fructe, am mai luat o caserolă din aceasta micuță de afine, dar care arată foarte bine, sunt destul de măricele și a costat 3,50 lei parcă. Nu știu de ce nu am mai luat sincer încă una. Are 125 de grame. Eu ador afinele, mai ales dimineața în terciul de ovăz. Merg minunat. Am zis să iau și această brânză făgăraș bio, să vedem cum este. Am găsit-o la 4 lei acum și prețul întreg este de 5 lei dacă mi-amintesc eu bine. Are 200 de grame și 7% grăsime, deci ar putea să fie un pic o idee mai grasă, dar să vedem în principiu cum este ca și gust și dacă o să-mi placă o să mai recumpăr. Iar după cum puteți observa aici, s-a întâmplat o treabă cu iaurturile acestea, în sensul că le-am găsit la reducere pe acestea care sunt preferatele noastre, așa că am luat mai multe. Și Paul a luat pentru el varianta aceasta de la Pilos. Sunt iaurțelele acestea destul de măricele cu fructe, au și bucățele de fructe, v-am mai vorbit eu despre ele. Din nou, când o să postez clipul acesta, nu o să mai fie la oferta acest iaurt, dar la preț întreg îl găsiți la 3,50 lei și are o cantitate generoasă de 400 de grame. Iar Paul a luat pentru el două variante din acestea cu cireșe, una cu căpșuni, două cu fructe de pădure și și-a mai luat aceste iaurturi de băut, tot așa de la Pilos și ele erau la ofertă. A luat două variante cu cireșe și o variantă cu căpșuni. Iar pentru mine am luat iaurturile acestea pe care tot așa la reducere le-am găsit și mă bucur foarte, foarte mult. La preț întreg le găsiți la 2,50 lei, deci nu costă mult. Au 250 de grame, gramajul este cam mare pentru un iaurt pe care îl mănânci deodată, să zicem, dar putem să-l împărțim în jumătate și nu este nicio problemă. Iar varianta aceasta cu afine este preferata mea pentru că este mai acrișoară, de asemenea și aceasta cu cireșe este un pic mai acrișoară, dar nu chiar ca aceasta. Am mai luat una tot așa cu afine pentru că v-am zis că îmi place mult și am mai luat una cu piersică și fructul pasiunii. Și ea este bună, dar nu este chiar preferata mea, dar am zis să o mai iau ca să o mai încerc și pe ea, să mai diversific un pic. Și iaurtul acesta, ce este cu el, în momentul în care îl deschizi, vezi pe ambalaj că este cu fructe și te aștepți să fie efectiv cu fructe când îl deschizi, dar pare ca un iaurt simplu. Dar când încep să amesteci în el, o să vezi că jos de tot, undeva pe aici pe la bază, are efectiv un fel de gem de fructe cu bucățele de afine, de cireșe, de piersică și așa mai departe. Deci toate fructele se află în partea de jos și când amestecați totul, se combină aceste fructe cu iaurtul simplu și da, este genial.
genial! Dacă nu l-ați încercat până acum, vi-l recomand din suflet. Pentru sandvișuri avem din nou șunca aceasta din pulpă de porc de la Peacock, pe care o găsiți la 6 lei acum. Vine într-o cantitate generoasă și v-am mai zis că îmi place că are feliuțele acestea foarte, foarte subțiri și poți să pui mai puțină, mai multă în sandviș în funcție de cum preferi. Și am mai luat și salamul acesta Victoria, care îi place foarte mult lui Paul, și tot așa și el costă 6 lei, are 90% carne, 200 de grame și da, din nou. Și el este destul de bine tăiat, astfel încât poți să pui cât dorești. Am luat din nou și punga mea cu bezele, în caz de glicemie mică, să o am în casă, să știu că este totul în regulă, pentru că v-am mai spus, acestea reușesc să-mi crească glicemia foarte, foarte repede și într-un moment din acela în care mă simt extrem de rău, ele îmi sunt foarte utile. Mai departe, am găsit la o ofertă bună, la 3 lei parcă, pachetelul acesta de biscuiți digestivi și acum mi-am dat seama că nu știu de ce am luat unul singur, trebuia să iau două. Ideea este că în momentul în care fac cheesecake, obișnuiesc să folosesc biscuiți din aceștia digestivi și, într-adevăr, până acum nu i-am testat pe aceștia de la Lidl, dar am văzut că sunt destul de cumpărați, așa că m-am gândit să iau și eu, în cazul în care o să mă gândesc să fac în perioada următoare un cheesecake, dar din nou nu știu cât o să-mi ajungă mie cantitatea aceasta. Sunt aici 400 de grame. S-ar putea să fie utilă, depinde ce tavă o să folosesc, deci da. Dacă vreți niște biscuiți digestivi pentru prăjituri sau pentru ce îi folosiți, să știți că există și la Lidl, în cazul în care nu știați, o variantă din aceasta la un preț mai mic. Și apropo de preț, prețul întreg mi se pare că este de 5 lei. La capitolul dulciuri, Paul a luat pentru el iar napolitana aceasta Roger, care este, nu știu sincer cu ce este, mie nu prea îmi place, dar lui îi place destul de mult, are și glazura aceasta de ciocolată sau ce vrea să fie și costă 60 de bani una. Am mai luat niște ciocolată, aceasta pe care v-am mai arătat-o eu, cu alunele acestea mari întregi, deci este atât de bună, atât de fină și alunele sunt super, super crocante, așa că dacă nu ați încercat-o, merită, mai ales că prețul este unul mic de 3,30 lei. Am mai luat și două cornuri din acestea, prețul unui astfel de corn este foarte mic, 1 leu și 30 de bani parcă, și are o cantitate generoasă, sunt ok, să știți, mai ales dacă ai poftă de un corn cu ceva ciocolată înăuntru, bine, au și mai multe variante ei acolo la raft, dar noi am preferat-o pe aceasta. Am găsit la ofertă ciocolata aceasta absolut delicioasă de la Milka, este aceea gigantică, destul de măricică, are 300 de grame și am găsit-o la 7,50 lei. Văd că deja i-au dat și ambalajul acesta de sărbători de iarnă, ok, încă suntem în noiembrie, hai să ne mai bucurăm un pic de toamnă, zic. Și am cumpărat aici varianta aceasta cu cheesecake de căpșune, parcă am mai încercat, o să zic, nu mai știu sigur, dar da, ciocolata Milka, nouă ne place. Mai departe, avem și cașcavalul acesta Dahlia din lapte de vacă de 300 de grame și a costat 9 lei, ori o să-l folosesc pentru sandvișuri, ori o să-l pun în conopii de aceea gratinat, îl mai combin cu alt cașcaval și vedem cum iese, sau poate îl mai folosesc pentru cartofi la cuptor, vedem. Am zis să mai luăm și nuggets-ii aceștia de pui, sunt cei în pachet de 12 bucăți, vin și cu sosurile acestea care sunt foarte, foarte bune, eu îi fac să știți la cuptor, fără ulei sau altceva, pur și simplu îi pun pe o hârtie de copt și se fac foarte bine. Nu au chiar gustul acela de nuggets pe care îi iei, de exemplu, de la McDonald's, dar tot sunt destul de buni și cumva asemănători și sosurile îmi plac mult de tot. Unul parcă este cu curry, da, cu curry este, și unul este dulce acrișor. Și cutiuța aceasta de 300 de grame are 10 lei și o găsiți la frigiderul acela de congelate. Și am mai luat și niște piept de pui, acesta de 650 de grame, pe care îl găsim acum la 15 lei și 70 de bani. Înainte știu sigur că el costa mai puțin, până în 13 lei, dar da, v-am mai spus că o să vă țin la curent cu scumpirile acestea pe care le observ și eu la alimente. În continuare îl iau pentru că îmi place foarte mult și am de gând să-l fac probabil împreună cu acea conopidă. Am mai luat și un plic din acesta de rozmarin pentru că îmi trebuie. Îl folosesc pentru carne, pentru cartofi, pentru diverse legume pe care le bag la cuptor și este foarte, foarte bun ca și condiment și costă 1 leu. Și apropo de chestii la cuptor, am luat și cartofii aceștia pe care îi găsiți tot așa la raionul de congelate. Sunt cei varianta extra crocanți cu coajă și sunt foarte, foarte buni. Dacă vreți niște cartofi din aceștia
congelați, deja feliați și curățați, bineînțeles, pe care să-i băgați direct la cuptor sau, bineînțeles, puteți să-i și prăjiți, dar eu prefer să-i bag la cuptor. Vă recomand să încercați pe ei pentru că sunt atât de gustoși, mai ales dacă îi condimentați așa cum trebuie. E perfect și o pungă din aceasta de 750 de grame costă 6 lei. Haideți că am stat să aranjez tot ceea ce ați văzut acolo pe masă și acum haideți să trecem și la oferta aceea cu aparatul de cafea, pentru că sunt super nerăbdătoare. Nici nu am băut cafea până la ora aceasta, așa că vreau să o și facem pentru prima dată cu acest aparat. Ei bine, dragilor, acesta este un pachet promoțional de la Nescafe Dolce Gusto și practic noi am cumpărat cele 12 cutii de capsule și am primit aparatul inclus și pe cookie pe care îl vedeți trecând prin fața camerei și pe Sophie prin spatele cutiei. Ideea este că toată cutia aceasta, capsulele împreună cu aparatul, au costat doar 260 de lei, așa că prețul era imbatabil. Și haideți acum să-l desfacem, pentru că nu știu ce să vă zic mai mult până când nu văd mai în detaliu despre ce este vorba. Dragilor, haideți că m-am lămurit cu aparatul cum funcționează și toate cele. Am făcut și o primă cafea pentru început, cafea din aceea lungă, și mi-am dat seama în același timp că am făcut o mică eroare, pentru că eu mă așteptam ca aparatul să se oprească automat după timpul acela care scrie pe capsulă. Nu știu de ce m-am gândit la asta, pentru că nu scrie pe el și nici nu m-am luat de instrucțiuni. Așa că, practic, mie mi-a curs aici și mai multă apă decât ar fi trebuit, dar, în continuare, cafeaua este una ok, se simte un alt fel de gust, un alt fel de miros, deci, momentan, pot să zic că sunt mulțumită și îmi place că aparatul este și în gust, o să vi-l mai arăt odată în bucătărie, dar, cu siguranță, ați putut să vă dați seama din cadre. Ideea este că nu ocupă mult spațiu și pot să-l țin acolo pe măsuță, pentru că, așa cum v-am zis, momentan unde stăm aici nu avem prea mult spațiu la dispoziție și aveam nevoie de un aparat de cafea, dar și unul în gust în același timp. Și vreau să vă zic că modul de utilizare mi se pare atât de simplu și nu înțeleg de ce nu mi-am cumpărat unul mult mai devreme. Vă zic sincer. Efectiv, eu stăteam, știți bine, să îmi fac cafea din aceea solubilă, sau Nes, spuneți cum vreți, care era destul de ok, adică mie personal îmi plăcea, pentru că vă dați seama, dacă nu îmi plăcea, nu o consumam de atâta timp. Sunt foarte curioasă să văd cum o să fie și celelalte capsule, celelalte sortimente, pentru că am 4 sortimente și nu știu dacă v-am zis, dar la oferta aceasta, într-o cutie, sunt 16 capsule și am practic 3 cutii din fiecare sortiment, deci în total sunt 12 cutiuțe din acestea, așa că oferta este prea bună. Deci, iată cum am început eu duminica cu această tură de cumpărături și cu un nou aparat de cafea, de care în continuare v-am zis, abia aștept să mă bucur. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are.
După ce am vorbit cu voi mai devreme, am mâncat și eu, mi-am mai făcut o a doua cafea, am încercat alta de data aceasta și la fel, a fost și ea super bună. Și m-ați văzut mai devreme că m-am machiat un pic pentru că a trebuit să fac o poză pentru videoclipul acesta, așa că de aceea apar și un pic machiată acum. Și deja s-a făcut seară, bine, de fapt nu este seară, este ora 5, dar a început să se întunece. Și voiam să vă zic că am reînceput căutările pentru furnizori legat de nuntă și încă am rămas la capitolul de foto-video, așa că reiau căutările, așa cum v-am zis, am laptopul aici în față, caut unde știu eu că pot să găsesc niște oameni faini. Am aici agenda în față și îmi fac așa niște listuțe cu oamenii cu care zic eu că ar trebui să vorbesc și vom vedea, bineînțeles, pe cine găsim disponibil, la ce prețuri, ce serviciu oferă în pachetul respectiv, pentru că de obicei fotografii, cameramanii ori vin împreună, ori separat și știți, vin cu anumite pachete, anumite ședințe foto pe care le fac, în afară de cele din ziua anunții, acum am văzut cum stă părul un pic aiură. Deci, momentan, pentru următoarele ore, o oră, două, cam așa, o să mai tot caut ca să pot să completez lista și să mă apuc de zilele care urmează, să întreb oamenii să văd pe cine mai găsesc disponibil, bineînțeles. Am tot amânat, să știți, reînceperea pregătirilor de nuntă din cauza pandemiei, pentru că efectiv nu ești sigur, după cum ați văzut. Astăzi este ok să faci un eveniment, apoi peste o săptămână te trezești că nu poți să mai ții evenimentul și chiar mă pun în locul acelor miri care s-au confruntat cu situația aceasta în acest an, pentru că și în acest an a fost cazul, nu mai zic, de anul trecut. Și să ai toate pregătirile făcute și să știi că pe o anumită dată urmează să faci nunta și apoi totul să fie dat peste cap. Da. Eu sunt și genul de persoană destul de organizată și nu-mi place absolut deloc ca cineva să-mi dea planurile peste cap. Decât să-mi dai planurile peste cap, mai bine nu mai spui, mai bine mă eviți. Este o chestie care mă enervează maxim, maxim. Și știu că în situația de față cu pandemia nu prea ai cum să o eviți, pentru că nu depinde efectiv de tine. Tu ce poți să faci este să-ți iei așa niște plase de siguranță. Dar da, din păcate asta este situația. Sperăm că până anul viitor, pentru cei care nu știți, am reușit să mutăm nunta și o avem pe 3 septembrie 2022, deci până în septembrie anul viitor. Sperăm că lucrurile se mai îndreaptă per total, de asta zic, nu garantez absolut nimic, pentru că sincer am crezut că și anul acesta, după vară mai ales, lucrurile se vor mai așeza, dar iată că nu. Așa că sper că anul viitor să fie mai ok din punct de vedere al restricțiilor, al programului, pentru că într-un fel sunt nunțile care au fost până acum, știți și voi, care începeau, nu știu, pe la 6-7 seara, mă rog, când transmiteai invitațiilor că îi aștepți la restaurant, la local, și alta sunt nunțile care trebuie să înceapă mai devreme, din cursul zilei eventual, sau să înceapă tot la 6 seara, dar să se încheie la 11-12. Deci de aceea zic, sper ca anul viitor să stăm mai bine la acest capitol. Dacă și voi sunteți într-o situație de genul asemănătoare cu a mea, în care trebuie să vă reorganizați nunta pentru anul viitor sau poate ați mutat-o pentru 2023, nu știu. Aștept să-mi scrieți în comentarii cum gestionați voi situația aceasta la nivel mental. Pentru că așa, de vorbit cu oamenii, de găsit furnizorii, hai să zicem că o faci, iei niște decizii, dar la nivel mental este tot stresul acesta legat de insecurități. Deci dacă cuiva îi se părea prea mult, prea greu, prea dificil, prea multe chestii de făcut să organizeze o nuntă, acum și cu pandemia și cu restricțiile, mie mi se pare un plus. Așa că, dragilor, încă o dată, dacă sunteți și voi în situația aceasta, aștept să-mi scrieți acolo în comentarii cum o gestionați voi, din nou, la nivelul acesta. Sau dacă aveți ceva sfaturi pentru mine, pentru a mă liniști, legate de organizare, de tot evenimentul acesta, aștept să-mi scrieți tot așa în comentarii.
Deci da, iar acum, dragilor, o să învăț și eu în continuare de căutarea mea de astăzi, așa cum v-am spus, și o să încheiem daily vlogul acesta aici, așa că dacă v-a plăcut să petreceți, nu știu, o jumătate de oră, 40 de minute, nu știu cât o să iasă daily vlogul acesta în final, să le petreceți alături de mine, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut asta până acum, și de asemenea mă găsiți pe Instagram, pe Facebook dacă vreți să interacționăm mai mult și ca de fiecare dată în descrierea clipului o să găsiți toate linkurile necesare. Toate acestea fiind zise, dragii mei, continui cu această căutare de furnizori și până data viitoare vă las în partea aceasta un playlist de daily vloguri să mergeți să-l vedeți și vă pup și mă îmbrățișez. Bineînțeles! Pa, pa! I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so bad.